avut ca să, da, ca să ajung acasă. Și emoțiile mari, într-adevăr, când stai și tremuri de noapte, nu-ți n-ai somn? N-ați văzut câți mă criticau că vineau aici? Na, eu îi primeam fiecare, mai stăteam la o bieri, mai vorbeam. Da, că ce așa, aștept porumbei, la cum vrei să aștept? La cravată, la... Dar cum să stau în costum, vai, că de vine... Îi stăteau, cred că aveau timp să stea. Da, stăteau degeaba. Dacă îi vedeau unul la o zi, normal, aveau timp. Da, 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 așa ce e. Să mai vorbim. Frumos. Era frumos, era o plăcere. Ia, ca... Na, poate da, Dumnezeu să mă fac bine și... O să iau de la început. Dacă luați. Nu, dacă nu am să văd, poate la anul găsesc niște conuri în bădroame de astea care zboară distanță mai lungi. Mari. Părute mai grele, zile, mai grele. Da, părute mai grele și am să mai bat la acolo în bădroame și am să țin porumbii, vă câțiva porumbii, că nu poți să-mi tilești de ei. Da. Băgați în Africa de Sud, băgați la Pattaya, acolo le luați. În Africa, să știți că un porumbel de meu de iavă, nu râdiți. Da? În Africa au luat unul, vă 40.000 de dolari. Un belgean, a venit și i-am dat pedigriu. Da, a fost că nu-i dă bani. Și a luat unii la mine. Doar i-au scris seriile la părinți. La părinți? Da. Și nu la... La, la un concurs, deci la AS, la acolo scrie, deci s-au adunat. Categorie toate, dificilă, categorie, grea. Da. Frumos, deci mai... mergeți pe Columbodram, puteți să încercați. Trebuie să mă încerc, dar eu aici am mai băgat, deci la două Columbodram. Am băgat odată la... La Suceava, la domnul... Cum îi zici? Ilie? Nu la domnul Ilie, la... Care nu a început înaintea lui domnul Ilie. Da. La Orodnic. La Orodnic? Da. Și... Am băgat 5 porumbii, 5 am avut în finală. 5 au venit din final și după finală, dar nu a ieșit niciunul, a fost un zbor, mai ușurel, așa. După final au făcut unul mai lung. Deci atunci am ieșit și știu că am luat o pasă și ceva de milioane. Da, și mai e o chestie, acum eu vă spun, nu vă supărați, că o spunem public, nu. Dar porumbei noastre în anumite concursuri, nu vreau să dau, să specific, nici columbodrame, nici da, altceva, se mai și sperie. Se sperie. Înțelegeți ce zic, da? Da. Se sperie și nu mai vine acasă. Da. Posibil să așa. Posibil să fie posibil și asta. Să fie, da. Pentru că eu sunt convins că dacă i-ați angajat pe alt nume, da. Cu alte serii de inel... Știți cum e? Până nu-i vezi speriați, nu poți să spui nimic. Așa că... Da, na, da. E mai greu să-i dovedești că se sperie. Așa, eu mă abțin. Da, asta este. Ce da. Păi când am bagat atunci... Aveam așa, 1, 2, 3 campioni naționali, bagați la concurs. Tăți au zis, băi, nu-i băga, că nu-i mai vezi, că ți-i ia, că nu știu. Da, am avut două probleme, ce să vorbesc? O veni porumbei, toți da, acasă. Da. Asta nu zic că e o regulă generală. Nu e o regulă generală, dar nu, depinde. Nu. Dar sunt anumite cazuri în care eu cred că asta se întâmplă. Ce să mai vorbesc? Și pe mine nu prea îmi plăsesc eu facilități de astea, că și-i pun el colo, că colo. Eu n-am numai astea niște chestii care nu... Mașina o duc mai târziu la ăia, niște... Da, nu se creează avantaje importante da, pentru a spune că rezultatul a fost influențat. Nu mai zic de astea mari, că bai, nu te premiez, că ai cu 200 de km. Păi ăla de la Barcelona și faci, doamne, că primul are 800. Și eu am avut 2000 de kilometri. De la Barcelona? Da, da. Da. Ei, cum s-au putut să intru da, în concurs? Da. Și aia mai pățesc cu porumbelul și ala. Până la urmă da chineză de porumbelul și ala. L-au dat? L-au luat? Da. Nu, de la mine nu. A, l-au luat de la cineva? Nu, nu l-au luat nici de acolo, că nu l-au găsit. A, da, dar m-au căutat. L-au da, căutat, nu? Da, doamne, l-au căutat. L-au găsit, nu știu unii, prin și clasament pe acolo și au venit, m-au sunat. Chiar de la București m-au sunat. Da, la un site de ăsta, doamne, îl mai aveți? Am zis că nu, nu mai am. Doamne, dar spuneți unii, uite așa, uite așa, sunt niște chinești care e interesat de porumbelul ăla și pe așa. Doamne, eu, da, deci, na, cui l-am dat, o zis, nu spun, nici n-am spus, da, nici nu m-a interesat. Da, da. Nu, dar știu că și din ăla v-a scos ceva la fel consanguin. Da, da, când da, a venit da, Marian da, atunci, da, parcă da, făcusesc da, cu mama da, lui, da, nu? Da, da, cu mama lui, da, da. Păi de acolo are. Păi, ați văzut că aș chiar nu s-a depart de trunchi. A un an de zile, două de 1000 și una de 1600 și ceva are. Deci, și tartul, da. Da, da. Distanță, o să înceapă să scoată colții și Marian în anii următori, sunt convins de asta că e... Doamne, dar are pentru niște rezultate, are bunișoare. E un crescător da, răbdător, da, timpul da, nu prea are da, da, ca fiecare, că
Dacă stai și te iei numai după porumbie, iar trebuie să n-a... Tăți mai au greutăți, în România asta lumea e mai săracă, mai n-a... Da. Muncesc fiecare, printre timp să mă iau și de porumbie. Nu da. Poți să stai numai cu ăștia, da. Că să iei de plăcuț. Dar să știi că sunt niște păsări ca te liniștezi, domnule, că n-ai necazuri, când ești stau... Vineam câteodată supăra, dar acum n-a ca fiecare om, mai am și eu probleme în mele. Vineam și stăteam câte 10 minute, și prin plasă când mă uitam câte 10 minute. Spunea, uite, ăla-i de colo, ăla-i de colo, ăla-i făcută. Gata, mai uitai de toate. Da, așa e. De toate, uite, și de boală, și de probleme, și de tot. Intras în casă mai liniștit, da. Când ești păsărea lui Dumnezeu, nu vorbim acum că pe icoane, dar chiar așa e, parcă-s păsări sfinte, nu? Da, mă mai sună câte unul, domnule, am băiat tot omul nebunic, că vrea doi pui să iei, că, ca să aibă, că nu mai face nimic numai cu porumbe. Și am zis, domnule, adică să-l vezi, nu mai dau nume cu droguri injectat prin da. Câte se întâmplă acum, mai degrabă zâmbă la proștii că și-o ales. Că asta e o pasiune frumoasă, îl curată, îl ține acasă, nu... Doamne, când e concurs, poți să-l chemi unul să-i dea un sac de droguri sau ce să-i dea, sau băutul, nu-i trebuie, el stă să vină acolo, chin că-i vine, că nu vine acolo, stă ziua. Așa este, nu știu să mai așa e. Când e ziua concursul, sun un columbofităță spre acasă, nu vezi unul. Da, da, da. Fac treburile, rebni și au de mai rog ca microviște. Dar cum, ce să mai vorbim? Super. Și mulți au liniștit. Sunt băieți aici, este un băiat care... Chiar a fost bolnav, dumneavoastră, deci a fost internat, deci bolnav cu boli psihice de asta. Ei, și tădea cu Petroaie mașini, spărge geamuri la oameni, în fine, era mic, avea cu 7-8 ani. Tot l-a dus la controle, la controle, n-avea și-i faci. Într-un timp, după nu știu cât timp, l-a dus iar la control pe funeral, l-a văzut mai bine doctorii la Iași, chiar la Socola. Dom'le, dar și s-a întâmplat, că uite, că uite, e pe fievolă. Și dom'le, are o turturică, prins o... Turturic, de-aia și la cuști îi dă mâncare. Dom'le, iei porumbie, așa eu zic, iei porumbie. Ei luat porumbie, acum o mare căsătoritare copii, deci nu mai Doamne, dar știi cum îi iubea și stătea, deci el nu mai avea grijă la nimic. Își vedea de porumbiei lui, dădea mâncare, apă, zburai, îi pândea eu în mărea, gata. Și uite așa s-o trata domnul, a fost ca un tratament. Azi, eu zic, domnule, lăsați-l cu porumbiei, dacă el se simte bine cu asta, gata, nu mai umblăm după pastile. După. Da, deci nu. Da, și asta e caz de ala aici, deci nu vorbim da, mai. Da. Omul la casa lui acum lucrează, are copii mari, deci... Și uite așa, nu a zburat prin concursuri, eu am avut acasă, așa. Și să mai vorbim. Ați mai scos pui în ultimii ani? Doamne, anul trecut. Nu, am scos vreo 30 de pui care i-am... De un an de zile, care i-am zis că să zbor, da, că nu mi-a dat voie doctorul. Și acum iar am vreo câțiva pui. Și le dați drumul, se învață aici în jurul pescătoriei? Da, deocamdată nu le-am dat drum. Nu da, când le dau drum nu pleacă. Adică se duc. Știu, chiar dacă sunt mai mari puțin. Două, trei zile se duc unde e bun pe unul toți, câte unul, câte unul vin acasă. Da, poate filmăm și puțin mai da, târziu, dacă da, ți-am da, trebuie să vedem un pic și puie și... Da. Nu, deci n-am cum să țin porumbei mai mulți. Deci țin puțin, deci cu patru și de aia, dacă îi mai putea, dacă nu... Asta este... Renunțați încet, încet. Na. Păcat că un nume așa mare ca dumneavoastră ajunge obligat de soartă, de viață, faci, să renunțe la păsări. Sunt alții sănătoși, perfecți, cu 600-700 porumbei și nu reușesc să obțină rezultate de top. Na, nu mi-a plăcut niciodată porumbei mulți. Nu mi-a plăcut, nu. Da. Eu n-am, maximum 40 la zbor. Da. Da, deci... La început așa aveam, aveam 40 de porumbei, scoteam 40 de pui, pierdeam 20 de bătrâni, pierdeam 20 de pui din 40 zburându-i și rămâneam iară cu lotul de 40. Și așa, pe urmă am început să pierdă din 40 numai 10, pe urmă numai 5, deci tot mai puțin, înțeleg? Nu se mai pierdeau și trebuia să mai renunț la ei, că n-aveam da, ce face. Da, țineam toți cei care am făcut rezultate, deci n-aveam ce face cu ei. Se călcau în picioare acolo. Da. Mai sunt mulți care mă contestă, care fel de fel. Dar vă și sună. Eu cel puțin la mine pe site vă spun între materialele video pe care le-am încărcat în decursul anilor, o să le verificați și acum spun asta, poate oricine să o facă, sunt filmele cu cele mai multe vizualizări. Da. Și sunt multe comentarii postate acolo, la adresa mea, întrebări, domnul Alexandru, când mai mergeți la domnul Asmarandăi, când mai mergeți la Asmarandăi, când mai mergeți la el. Acum am trecut, eram în drum și am zis că nu pot să ajung la București. Răutăți sunt foarte puțini, foarte puțini, că doar
și dacă nu făceam nimic, n-avea nimeni treabă cu mine. Deci dacă nu ieșeam... Păi nu, pentru asta e... Rezultatele sunt sus a scandalului, să zic așa. Cum am mai zis, pomul care nu face roade nu dă nimeni cu piatră. Și cu asta, basta, se iese mai bun. Da. Na, și apoi, eu n-am avut nicio funcție, nici nu mi-o trebuie, nici nu am să vreau să am, nici n-am fost implicat în transport, în conducere, în cipâini, de nimic. Eu m-am dus ca un simplu, așa, am plătit frumos. Ți-ați plecat cu... Păs, am plecat acasă, m-am zis cu băieță la un ceai, la un suc, am mai râs un banc, nu stăteam. Era să-mi vină rândul la îmbarcare, stăteam ca oricicare sau plăteam pe unul naț, 10 lei stai în locul meu și îmbarc aici. Da, mă, era la început, vineau comisii, piste comisii, era și rușinii la băieți. Bă, băi, cu drag, da, veneau trimiși, da. Aveau pe pișoare două, trei clemi, cipul, tot parcă erau împiedicați, înțeleg. Da, deci, nu, deci o zis de toate, numai de asta, deci cu prostii, cu furatul, cu asta, nu au avut și spun nimic. Că am băut un șpiț cât bețiv, că nu știu să vorbesc, m-au mai zis și domnul ăsta la Constanța, eu nu m-am legat de el, dar până la urmă să-i zic să-și vadă el de treabă. L-a sunat cineva și nu unul, mi-a zis, vă, doi, trei, domnule, hai te rog, dă-mi alea că numărul la Smarant. Pe mine m-a sunat foarte mult și eu și el numărul și am dat numărul și al lui și al lui domnul Bezdigheanu și al lui domnul Cătinani, da, domnule, ia și sună și, doamne, eu știu și ai de vorbit cu el sau ce vrei. A, dar n-ai ce faci, ăla nu știe nici limba română, e un țăran, e un incult. Aici vorbim de școală, domnule, eu vorbesc de școală, eu nu mai pot de facultățile lui. Și până la urmă am un liceu ca fiecare cum se făcea atunci, deci liceu făcut la seral și o profesional, ca așa se făcea atunci, nu avea data bani să mă dedic la facultăți, la asta. Am făcut un profesional ca rectificator, o școală de mecanic, un curs de mecanic auto și pe urmă am făcut liceul la seral. Dacă el are facultăți, stai cu facultăți, dar știu, după porumbiei ăștia că au facultate. Porumbiei de asta i-au venit lui care are facultate, el și... Hai, suntem columbofile, hai să fim serios. Că nu știu eu să vorbesc, că știi el, să fii sănătos, dacă știi, știi pentru mine. Vorbească el, hai să fim o leacă, măi cu pșoarele pe pământ, ne mai dăm așa un flaș. Bă, că la, stau cu toți la expoziții, dar și au, nu sunt oameni, nu sunt români, nu sunt columbofili de-a noștri. Păi dacă n-ar fi ăștia, cu cine ai zburat? Zbor numai tot singur. Hai să zburăm eu cu tine, cu... Cât am fost, ia că am văzut aici la Telega. Am zburat noi, nu că doar noi ne-am bătut între noi. Ce o mai zis cineva ceva? Singurul care m-a felicitat a fost domnul Cosmin Oteanu. Că zis, bravo, ai fost mai bun, bravo, ție, așa este. Știem că tu ai zis. E pe cuvânt din o zis așa. Restul nu i-a mai auzit niciunul gură. A început pe urmă, așa. Dar dacă el a venit unul de-a lui unul mare, cred că și acum a filmat la el acolo. Ce să mai vorbi? Dar nu e așa, ce să mai vorbi? Da, așa e. S-au văzut acolo. N-au mai spus că mai am distanță mai mică. Că bate vântul la mine, că nu știu și îi adu și norii sau frunzele sau... Ale, domnule! Și Telega a fost, cred că... Și el mai greu zbor care l-am întâmpinat până acum. Da, a fost, nu? Toți văd și acolo două rânduri din munță. Da, și să măi, doar acolo... Mie mi-a mai dispărut porumbei acolo, luați de șoim de ăla. Domnule, domnule, un drum situat între dealuri, un alt dealuri. Eu când am văzut prima dată acolo, cu mașina merge, i-ați văzut printre munții ca să ajungi acolo, urcai acolo, nu vedeai nic, nu? Da. Și când îi dă de drumul, trebuie să înalți imediat porumbiul, altfel îl lua. Da, așa. Și să mai vorbi. Condiții improprii din punctul ăsta de vedere, dar mă rog, asta a fost ocazia. Asta a fost, da, n-am știut toți, nu se punea problema, dar foarte greu, foarte greu să răzbați acolo. Și de supraviețuire acolo și... Ei, ca etape, normal, ca... Normal. Și lumea nu a fost pregătită. Eu crezut că-i lumea. Știu că-i greu. Dar de ce înseamnă dacă toți selectezi porumbei an de an, generații de generații, de la vârstă fragedă? Pentru că femeia noastră a câștigat ca Erling acolo. Da, dar s-o fi văzut că nu a venit. Deci arăta bine femeia. Eu când m-am dus a doua zi atunci, femeia arăta de coada după perechi. Dacă eu a fost vădăvă, da. Da. Și apoi da. Am vorbit cu Cătălin. Cătălin nu a zis că... Domnul Asmarani a zis că poți să scot doi pui, am zis, cum să nu scoate doi pui, unul ții și unul mie, dar na, dă-i tu mascul și crezi. Și-a scos băiatul doi pui, deci așa cum. Da. M-a adus, unul l-am luat eu, am luat masca acum, unul l-am luat eu, unul l-a luat el, și apoi a fost vorba de femeie, înțelegi că... I-a spus că vreți să o răscumpărați? Da. Și mi-a pus un preț, da, când eu zis, m-am dus, m-am înțeles, i-am dat banii pe ea și... Și-ați luat. La revedere, am luat-o eu.
și am mai scos niște pui din iarna. Și cu asta, și l-ați bucurat și pe altcineva, și pe altul, da, nu? Da, da, mai pe la Buzău la cineva. Deci foarte bine. Da, și... La pasăre rară, într-adevăr, dacă a rămas ea singură la final, din câte sute au fost, nu mai știu exact. Rezistierându-le, sunt foarte, dar l-ați văzut, deși nu s-au văzut deloc până la 700. La 700 a fost mai greu atunci, gata, au venit în față. La 1600 au venit iar. Deci nu, nu să... Așa e. Eu chiar m-am simțit bine acolo, cu toate că au fost mulți dușmani, dar dușmani, nu știu ce aveau cu mine, doar eu nu le-am făcut nimic, doar porumbii am băgat tăți la fel, o mâncat tăți acolo la fel, eu dus și aceeași pregătire, știu. Ce să mai vorbim acum? Știu. Ce să mai vorbim? Nu au sunat unul să zic, băi, bravo, te fericit. Nimic, eu v-am spus decât domnul Cosmin Oltean, în rest niciunul. Dușmanie n-am văzut așa ceva. Ce să mai vorbim? Păi eram eu... Da, asta e român. Știți cum? Nu a murit capra mea, trebuie să moară. Și aveți un rău. Și țigară, îi zără că vine. Ce să-i faci? Când vreți, putem să mergem puțin și pe la pui să filmăm? Da, 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 cum să nu. Sigur că da. Asta e domnul. Asta e treaba acum. Mă bucur mult că am stat de vorbă cu dumneavoastră, că v-am revăzut. Sper să veniți o dată acum, când, dacă da Dumnezeu, când îmi dă un de verde, domn doctor. Asta e... Da, eu vă sun. Și spun, domnule, vă mulțumesc. Gata, m-am reapucat de... Da, așa am să încep. Asta eu iar de la început, ușor, da, aici. Știu cu ce se mănâncă. Mina de aur e aici, da, tot, da, da, da. Știu cu ce se mănâncă corumbofilie și eu ușor. Și vă aștept. Da. Vă aștept să vă ducem pe la tartul. Merg, îi bag niște burații. Sau la Tallinn, poate, cine știe, mai departe. Mai departe, dacă s-ar face, niște cum. Da. Ce să mai... Ionica de la Matca avea o idee din asta. Într-unul din an, când mai mergem cu porumbei la tartul, eliberăm porumbeii din concurs oficial și își mai ia și el acolo cușcă mișcă, mică cu câțiva dintre porumbei și să-i ducă mai departe la Tallinn, încă 150 de kilometri, să vadă cum vin. Vin, domnule, care are sânge vin. Da. Ați văzut așa la Barcelona. Ce să mai vorbim? Da. Ce să puși, am mai trimis, doar am trimis 4 porumbei acolo, 3 toți, deci la un an aveau azi maraton, la 2 ani ați murat. Spunea că n-au reușit, nu? Greu. Greu. Dai seama, dat drumul la... Și ruta... Zburat de la sud la nord. Ia, că... E altceva. Sunt care trag, luptă să vin acasă. E un concurs de anduranță, într-adevăr. Da. Porumbii rezistență stai, porumbii care și psihic, și fizic, în și ritmul tot. Lor, da, dar vin acasă, da. Da, 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 da. Știu tehnica supraviețuirii. Așa este, nu trebuie să intri, nu trebuie să stii. La are numai casa în cap. Da. Duc acasă. Mă duc la... Și mai este ceva, știi ce am observat? Și, uite, și pentru columbofilii ăștia ține. Deci, porumbii mei, deci după 2-3 ani de zbor, nu mai vine eu în față, nu mai trezi eu, domnule. Nu mai trăgeau? Mai degrabă trăgeau ca iarlinci, ca la un an, la mai tineri, mai tineri, nu? Ei cred că se șmecheră, zici, bă, doar acolo e casa și să mă fărmi eu acum, să-mi dau duhul când știu că doar acolo găsesc. Și mâncare și casa. Da, acolo mă așteaptă fără ăla, da. Erau și zburați, de zbor, și toate, deci la ei, în 3 ani se adunau 30 de concursuri sau 40 de concursuri. Și devinea mizeră și nu mai degrabă tineri, erau mai nebuni, mă. Da, da, deci, da, da, obțineau performanță mai mare, da. Vineau și aia, dar nu mai treceau, sunt șmechereu. Da, da, cred. Mă duc, că doar nu pleacă smaranii de acolo. Da. Eu m-am gândit că i-ați învățat noastră, le-ați șoptit la ureche, da. Băi, când ajungeți la 3 ani, nu lăsați mai moale, așa. Aici n-ai cu ce să... N-ai cu ce să intervii, așa. Ce are în capul lui, nu știe. Cap, așa este. O să-i ții din sănătate, să-i recuperezi. Altceva încearcă alții, cu fel de fel de prostii. Eu strică niște porumbi. Da. Mergem înainte așa, domnul Alexandru. Haideți să mergem puțin și la da. Bine.